O mare parte din părinții care au fost închiși în închisorile comuniste au lăsat și scris. Sau, dacă n-au lăsat scris, au lăsat mărturie că vremurile pe care vom trece vor fi grele și trebuie să ne luptăm pentru mântuirea sufletului nostru. Îmi amintesc de cuvintele părintelui Arsenie Papacioc, care, făcând o analiză scurtă a cărții numită Pidalion, adică a canoanelor Sfinților Părinți, dreptarul pe care îl folosește duhovnicul în spovedania credincioșilor, Părintele Arsenie Papacioc spune așa: uitați-vă în parcursul istoriei Bisericii Ortodoxe Universale. Când au fost momente de pace, canoanele Sfinților Părinți s-au aplicat cu foarte multă acrivie. În sensul că dacă s-au săvârșit păcate mari, există acolo pridere la Sfânta Părtășanie pe un anumit număr de ani. Și care acel canon trebuia primit întocmai. Și tot Părintele Arsenie Papacioc spune: uitați-vă când sunt momente de prigoană în biserică și asupra bisericii, canoanele Sfinților Părinți vin către, întâmpină sufletul încercat al creștinului ortodox cu brândețe, cu pogorământ. Pentru că sunt vremuri de prigoană, sunt vremuri foarte grele și datorită acestor greutăți, avem nevoie să ne apropiem de Hristos. Încet, încet, fiecare personal o să aveți acest simțământ sufletesc de întărire în credință, de putere de a-L mărturisi pe Hristos în fața acestei lumi nebune în care trăim și mai mult decât atât de a avea și disponibilitatea de a ne da viață dacă este nevoie. Pentru Hristos, pentru Biserica lui Hristos și pentru tot ceea ce este scump și sfânt în viața noastră aceasta pământească, pe care am primit-o din moș strămoș, din generație în generație, cu preț scump de sânge, pe care l-au plătit ca noi să avem astăzi această credință ortodoxă. Și, cum vă spuneam, să începem parcursul acestei vieți lăuntrice cu rugăciune către Maica Domnului. Părintele Ilarion Argatu a avut un deosebit ajutor citind acest acatist la acoperitul Maicii Domnului, când, datorită faptului că era urmărit de securitate, a trebuit să stea ascuns în podul casei aproximativ 11 ani. Și s-a întâmplat odată să fie văzut de un vecin și imediat spus la securitate, au venit și au contribuit toată casa, inclusiv în pod, și acolo fiind, rugându-se Maicii Domnului ca să fie ținut sub Sfântul Acoperământ, a trecut mulți milițieni care erau prin pod, au trecut pe lângă el fără să-l vadă. E bine, sărbătoarea de astăzi, închinată Maicii Domnului, și în special acestui omofor al preasfintei născătoare de Dumnezeu, și pentru faptul că astăzi am fost prezenți în această biserică, în această sfântă mănăstire, al Călâncam, pe Lavre, să aveți această credință neîndoinică. Că atât astăzi, cât și în zilele pe care ne-a mai revenit Dumnezeu pe acest pământ, veți fi sub acoperământul Maicii Domnului. Dar cu o condiție, iubiții mei, să păstrați lumina din suflet pe care v-a aprins-o Hristos prin Sfintele Taine sau prin rugăciunea personală, să o păstrați nestinsă. Pentru că dacă se stinge, ieșim de sub Sfântul acoperământul Maicii Domnului. De aceea, să înțelegeți și să aveți această certitudine, cum mi s-a spus în această pericope evanghelică de astăzi, că Dumnezeu este bun cu cei răi și neascultători, cu atât mai mult cu cei care doresc să fie credincioși Lui, cu cei care doresc să împlinească poruncile Lui și în mod special porunca iubirii. Pentru că Sfinții Mucenici din închisorile comuniste i-au iertat pe torționari. Și nu puteau rezista în fața suferințelor pe care le-au avut, fără să ierte, fără să aplice în tocmai cuvântul Sfintei Scripturi. Vreți să aveți o certitudine că vremurile prin care trecem le vom depăși, fără să simțim greutatea lor?
Căutați și vă străduiți și împliniți cuvântul Sfânt de Scriptură. Așa cum au făcut-o și Sfinții Mucenici din închisoare comunistă. Ei nu i-au blestemat pe torționari. Ei nu i-au lovit în loc pe torționari. Ei nu s-au rugat pentru răul lor, ci pentru binele lor. De aceea sunt atât de deosebiți și atât de mari acești Sfinți Mucenici din închisoare comunistă. De aceea ei ni se prezintă astăzi ca exemple de mărturisire a credinței cu o deplină putere sufletească primită de la Dumnezeu însuși, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, pentru că au avut această dragoste nelimitată față de Hristos. Fără compromisuri, fără îndoieli, deplină. Și așa trebuie să o avem cu toți. Ca să putem fi și noi, astăzi, așa cum ne va rodi Dumnezeu, exemple de mărturisire a credinței și de rezistență pentru apărarea dreptei credinței, pentru păstrarea unității neamului românesc prin Biserica Ortodoxă. Dacă comunitățile bisericilor ortodoxe din țară, și nu numai de aici, se vor păstra în unitate lăuntrică de rugăciune, de spovedanie și de sfântă împărtășanie, neamul românesc nu va pieri niciodată. Dar dacă permite fisuri sau crăpături în acest zid pe care ne-au construit înaintașii noștri, vom fi distruși.